stema României va fi modificată. Acvila de aur din stema țării va purta din nou corana regală. Proiectul de lege al Camerei Deputaților a fost deja adoptat. Până la 31 decembrie 2018, autoritățile publice sunt obligate să înlocuiască stemele și sigiliile existente cu cele prevăzute de noua lege. Aceasta din urmă a fost adoptată cu 262 voturi pentru. În consecință, drapelele, sigiliile, bancnotele și monedele vor conține noul model al stemei. Noua stemă va atrage atenția asupra independenței statului. Propunerea legislativă a fost înaintată de către deputatul Grigore Crăciunescu, care a subliniat importanța acestui însemn. Coroana de oțel de pe acvila română din stema regatului român simbolizează, pe lângă morala și tradiția creștină, caracterul național, suveranitatea și independența obținută prin jertfa și lupta poporului român. De altfel, reîncoronarea acvilei reprezintă în același timp un act reparatoriu în fața istoriei, după cum a atras atenția deputatul.